is the original. We is the original. Salutare și bine v-am găsit la o experiență nouă împreună. De data aceasta urmează 4 clipuri, una după alta, zilnice, de la cel mai tare festival în Tol. Sunt aici cu minunata mea iubită, Simona, pe numele său adevărat, Ghiduș Simona, și Dana Bacinski, câștigătoarea Next Big Vlogger de la concursul Coca-Cola. Dragilor, ea este cu noi aici în mașină. Mergem către Cluj. Haideți să vedem cum o să fie aceste 4 zile minunate de la Untold. Și după cum bine știți, răspăi mine și plecăm în Creta. Eu cu Dana. Simona mai acasă. Bun. Deci am ajuns în Pitești. Am făcut până în Pitești o oră jumătate și 35. Am mers cu 90 la oră, mami. Da, după cum v-ați dat seama, acum 5 minute am pornit camera, eram în București, iar acum sunt în Pitești. Iată despre ce vorbim. Totul mi-a plecat astăzi către Cluj. Și nu-i așa? Acesta este drumul către Cluj, care probabil va dura vreo spre 14 ore, cred. V-ați prins? Deci, după cum vă spuneam, aglomerație nu prea este. Ne mișcăm foarte rapid, v-ați prins? Foarte rapid. Hai să căutăm una cu Cluj. Mergem la Cluj, Poiana Brașov, Maldive, Poiana Brașov, Amsterdam. Bă, mi-au cu Amsterdam. Hai, facem o poză, bine? Hai! Cei care au crezut în mine de la început își vor da seama că de fapt astăzi se împlinește un an de când eu am făcut aproximativ primul meu daily mai adevărat. Pentru că primul a fost la Predeal și după care am făcut în Cluj. Adică atunci m-am decis clar că vreau să fac chestia asta și că îmi place să fac daily pe lângă ce mai fac eu. Multe altele. Și este același daily, doar că este un an mai târziu. Dacă face 1 milion de view-uri până, cred că voi mâine se face o săptămână, îi face clip la melodie, fraților. Și vreau să văd pe clip face așa, cu limba lui, știți? Ați văzut cum face cu limba? Îmi place cum face cu limba. Am ajuns în Cluj. Și pe drum am auzit tic 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 la mașină. Și m-am dus la service. Mi-am spus că am motorul stricat și trebuie reparat. Și ce înseamnă să reparați un motor pe praful ăsta? 30, 40, 50 de milioane. Bă, te uiți la bani, mă, bă. Lumea ofticoasă mi-a purtat pică, mă. Mă jur că am eu mașină. Bravo, mă. Deci m-a urcat în lift și o întreb pe Simon așa, știi, gen, unde-i camera? Și avem camera 416. Bine, unde-i camera? Și etajul 4, dacă e 416, zic eu, nu, unde-i camera mea de filmat, că nu mai găseam. Era aia în buzunar. Unde-i, mă, camera? Ia să vedem ce avem aici. Camicuța, camicuța! Traduitorilor! Dacă nu l-ați mai văzut pe versație, mă, chiar nu merge curentul? Am băgat cartela și nu merge. Păi, dar e trebuie. A, trebuie să pun cu banda magnetică în stânga. A, altceva, mă? Da. Drăguță, că... bombonele! Mă, găsi două bombonele aici, le mănânc. Mă, avem televizor! A, bă, da, uite. Trebuie să băgați la ușă. Adică, mai vinge în dorm pe prânz. Bine. E drăguță camera. Yay! Ce mă, bă, ce mă, tu te-ai făcut, mă? Bă, dar ce ai făcut aici? Mi-am pus blitz cu telefonul. Și ce? Mă văd ca lumea. Mergem către Untold. Mașina încă e stricată. Acum sunt la coadă la criterii, uitați-ne aici, în filmat suntem noi. Eu, adică bună seara, să da, bună seara. Poți să zici ceva? Unde să ajungem? Ce să mai... aici, stăm la coadă. La presă, la toți presații. Am găsit festivalul! Bă, fraților, m-am întâlnit cu Pitica, așa e de chiu, care se uită invers în cameră. Ah!
dragilor, cam atât cu seara aceasta de la Anton. A fost una cam scurtă pentru că a fost prima seară și sunt foarte obosit și foarte, 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 foarte supărat pentru că am motorul de la mașină stricat și mâine va trebui să-l repar și mă costă foarte mult. Așa că, dragă mașinuță, te fac eu bine. Ai grijă de tine. Puteți să vă abonați, să dați un like și un share acestui clip ca să îmi repar și o mașină, să fac și niște bănuți din view-uri. O seară perfectă. Ciao!